Invitatul meu de astăzi este marele pianist Dan Grigore, care a avut amabilitatea să ne primească uh, la el acasă și să stea un pic de vorbă cu mine despre ceea ce aș numi eu arta pianului. Uh, Dan, mă bucur că ai acceptat să mă primești și. Acela am să încep prin o întrebare care, cu care aș vrea să te surprind. Când erai mic, jucai fotbal? Prea puțin. Am fost foarte frustrat că nu aveam timp să joc fotbal. Când mai primeam permisiunea să mai fac o pauză de studiu, fugeam la colțul străzii și băteam mingea în draci ca să-mi scot pârleala. În schimb, după terminarea studiilor, liceu și facultate, uh, m-am pus pe un uh, fotbal sistematic la aproape fiecare sfârșit de săptămână. Duminica eu eram pe terenul de fotbal, pe la uh, plevnei, pe la în spatele politehnicii, cu gașca de prieteni, mai toți muzicanți. <laughs> Am jucat și la liceul George Enescu, în spate, cu Giovanni Răducanu, cu Pino Caramitru cu profesori de acolo, cu studenti, cu elevi. Odată am și sărit gardul din strada frumoasă, pentru că era închisă școala. Minunat. Știi că, în general, oamenii percep artistica pe niște persoane care nu prea fac sport, care, nu, care se ocupă în exclusivitate de... Arta lor. Poate sunt și ăștia. Poate sunt și ăștia. Dar yes. sunt unii care țin mult la imaginea lor, la misterul pe care trebuie să-l degaje imaginea publică a persoanei respective sau personalității respective, și nu sunt. nu își dau seama că în felul ăsta, cultivându-și doar această imagine de sobrietate și exclusivitate a pasiunii pentru meseria lui sau arta lui. Își pierde o parte din libertate. Eu nu sunt capabil să-mi pierd libertatea. Îmi place să stau cu fundul pe scară la atn dacă n-am găsit bilet, ca în tinerețe. Și, și nu crezi că știrbește persoana? Și nu mă interesează. Nu mă interesează dacă îmi știrbește sau nu îmi știrbește. Mă preocupă prea puțin lucrul ăsta. Țin foarte mult la libertatea mea și țin foarte mult la continuarea unei părți din copilăria mea pe care totuși N-am trăit-o până la capăt, tocmai pentru că a fost dedicată mare parte muzicii. Studiai mult? Când erai, să spunem, uh, în clasa a 4-a, a cincea. 5 -a. Studiam. N-am făcut școală din clasa a 5 -a până în clasa a, a 11-a, pe vremea aia, când nu erau 12, da. uh, am fost scutit de școală, am făcut la fără frecvență, tocmai pentru ca să pot să am timp să studiez, să-mi fac lecțiile cu de pian cu doamna Eugenia Ionescu, care era profesoară la conservator, și cu maestrul Zora la armonie și compoziție, ei stând la un colț de stradă distanță unul de altul. Și eu făceam naveta între strada Spătarului și strada Silvestru. Deci nu silvestru. prea, prea aveai pe unde să te ascunzi, să fugi, nu, să... Nu, nu, nu prea avea nu prea loc, trebuia să-mi fac o mulțime de teme la armonie, la compoziție, aveam mult de studiu și la pian, Uh, dar făceam cu plăcere lucrul ăsta. În general, tot ce am făcut, am făcut cu mare plăcere. Da, ne. Deci, făceai armonie, compoziție, forme, presupun. Da. Bun. Crezi că un artist poate să ajungă un artist complet fără disciplinele astea? Nu. Poate el înțelege muzica? Nu. nu. Nici cu ele nu e sigur că le, o va înțelege, dacă nu sunt făcute cum trebuie. De exemplu, eu uh, am o părere critică despre felul în care aceste discipline muzicale se fac la conservator, în general în România, și nu poate nu numai în România, uh, uh, se fac, uh, cum să spun, se fac static, ca și cum uh, ar fi o, uh, o, un cel în sine, ca armonia, grea, ca, ca greca veche. Exact. Armonia ca scop în sine. Dar nu îmi dă legătura dintre armonie, forme, unde să petrec evenimentele armonice importante dintr-o dezvoltare de sonată, unde să petrec evenimentele armonice cruciale de la repetiția, de la uh, repriza uh, formei de sonate. Pentru că există niște noduri armonice care concordă cu construcția formală a unei piese. Ori așa trebuie învățat. Forme, armonie, contrapunct, compoziție. Aplicat. Aplicat pe muzică. Uh, ori eu am făcut asta intuitiv, instinctiv, uh, căutând să-mi uh, să uh, să aduc toate aceste discipline, pe care sigur că le descopeream cu foarte mare interes, dar să-mi le aduc către uh, iazul meu de muzică, în care notam eu ca o, ca o broscuță acolo, care să simte bine în, în, în elementul ei, știi? Și cred că ă, 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 asta e calea ca să, ă, ca să ajungi totuși să ă, să ai idee despre, despre, ce, ce, despre ce poartă muzica cu sine, pentru că numai structura sonoră nu e suficient. Structura sonoră este un construct, este o, este un dat, este o, un mijloc de comunicare, este o interfață. Exact. Dar dincolo de fereastra asta, dacă stăm numai cu nasul lipit de ea, stăm ca bietul evreu, băiat sărac din Once Upon a Time in America al lui Sergio Leone care se uita la prăjituri și n-ajungea la ele. Dacă te apuci de o piesă nouă pe care n-ai cântat-o absolut niciodată tot bagajul ăsta te ajută? Categoric te ajută. Categoric te ajută. Te ajută și, te și la un moment dat te și încarcă și uneori te, te încarcă și cu greutăți greu de dus, pentru că îți dau uh, uh, responsabilități în plus. Eu, uh, Ingrid Bergman spunea că fericit uh, e persoana care are o sănătate perfectă și o memorie lipsă. <laughs> uh, cu cât știi mai mult, cu cât ai mai multă informație, cu, cu cât ai mai multă valoare adăugată în cultura ta personală, cu atât responsabilitatea crește, bineînțeles. Totul este să crească responsabilitatea câtă vreme mai ai forțe pentru a o pune în aplicare. Îți place muzica contemporană, actuală? Adică ești tentat să faci piese de pian din muzica contemporană actuală? Mărturisesc că e o lipsa mea asta, nu sunt foarte tentat să fac. Cred că aș putea să pledez bine în general și poate că da, m-am și limitat la asta, lucruri care s-au așezat în timp și care am siguranța că merită pledate. Am nevoie de o perspectivă în timp față de o piesă, față de un compozitor. Sigur că am cântat și contemporane, am cântat mai ales compozitori români, am cântat din muzicile lor, pe când ei erau printre noi, pe când creau pentru noi, unele mi-au fost dedicate, de exemplu, Concertino în stil de jazz de Dumitru Bugici, l-am cântat eu în prima audiție și la un moment dat l-am cântat la Timișoara, avându-l la tobe, chiar pe Dumitru Bugici, pentru că numai el știa cel mai bine Ce cum trebuie azi? să bată acolo. Da, era grozavă chestia asta. Uh, am cântat și muzică contemporană românească, americană. Am cântat, de exemplu, un conservator. Am făcut examene cu sonata de Aaron Copland. În vremuri în care nu era chiar așa de plăcut da. să, să ai în pedigree asemenea repertorii. Bineînțeles că am făcut uh, tot soiul de muzici din, din preclasicii jazzului american, ca de exemplu, astea de ragtime-uri de Scott Joplin și așa. Însă, revenind la muzica contemporană, îmi place să ascult unele lucruri, dar mă apuc mai greu de o asemenea pledoarie, tocmai din motivele pe care ți le-am spus. Crezi că lipsa unei melodii foarte clare. Pentru că în final, totuși, muzica cred că se reduce spre melodie. Melodie și armonie. Cred că asta face ca o parte din repertoriul actual să nu fie foarte atractiv? Nici pentru public. Am văzut de multe ori în sală oameni, foarte mulți oameni nedumeriți de ceea ce se întâmplă. Da, e adevărat. Sunt lucruri care sunt greu de ascultat. Așa cum, de exemplu, în literatură sunt lucruri foarte greu de citit. Nu cred că există mulți oameni care au putut să citească pe de de-a întregul Ulise de Joyce, de exemplu. Se vorbește foarte mult de această carte, care a făcut multe pentru literatură, în general, dar cred că sunt puțini oameni cei care au reușit să treacă prin acest, să prin acest text și să înțeleagă despre ce e vorba. Așa și cu muzica, de exemplu, am văzut la sala palatului, la concertul uh, Orchestrei Radio cu Lawrence Foster, la opera lui Hindemit uh, Matis Dermaler, Matis Pictorul, Am văzut mai puțină lume decât de obicei și am văzut și unii care plecau în timpul spectacolului pentru că erau decepționați că zuseră că va fi altceva. Operă în concert, multimedia, ce și-au închipuit ei, nu mai ei știu. Dar la un moment dat au început să plece tip tiptil, tip că nu mai rezistau. Eu am constatat la sfârșit că această muzică atât de grea, atât de stufoasă, atât de condensată, atât de dramatică și atât de puțin melodioasă, spre sfârșit am reușit să mă las dus de, de ea și finalul a fost pur și simplu una din emoțiile rare pe care le-am trăit în viața mea. Din punct de vedere muzical, estetic vorbind. M-a luat și m-a dus într-o altitudine, într-o într stratosferă a, a, a muzicii, a, 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 a elevației, cum rar mi-a fost dat să aud și cum rar am trăit și cum nu credeam că se va întâmpla. Deci e posibil ca și unele muzici mai, mai puțin accesibile. Dacă ai norocul să le auzi bine cântate, este o mare problemă. Da. Cu Enescu a fost o mare problemă în timp, în, 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 la noi în țară, pentru că se dădeau foarte mulți patrioți care îl cântă pe Enescu în România și se cânta prost. Pur și simplu prost. Sigur că ăia care îl cântau cu mare bombastic patriotism în România nu puteau să iasă cu el în tăinătate, pentru că nu s-a uitat nimeni la ei. În străinătatea însă au existat câțiva puțini care și-au putut permite să iasă cu Ionescu pe scenă, pentru că aveau autoritatea și aprecierea care le statura. dădea această... statura, exact, bine statura. spus, cum a fost uh, Lawrence Fosser însuși, cum a fost Erich Berger. nu? Și ăștia au făcut cunoscută muzica lui Ionescu și au făcut mai mult pentru Ionescu decât patrioții noștri de campanie. Dane, ai abordat în parcursul tău artistic și alte genuri muzicale, de exemplu, cum a fost spectacolul cu Pino Caramitru pe care îl făceați împreună și care a avut un succes fabulos. A fost întâi cel de muzică și poezie, da. muzică, cu, uh, muzică universală și cu poezie românească, cum a fost Eminescu după Eminescu. Făcut, uh, separat de această... Te-ar tenta urmă. să mai faci un asemenea spectacol? Da, am și vorbit cu Pino la un moment dat, dar cred că nu era momentul potrivit. El era ministrul culturii și eu, eu eram același din totdeauna și i-am spus la un moment dat, cred că ar trebui făcut, dar ar trebui abdatat. Pentru că situația nu mai e aceeași, publicul nu mai e tot oh. ăla. Și el a spus, bine, bine, hai să facem, bine, facem nu mai părea așa de încântat, părea că ar fi vrut să reluăm tot pe ăla. <gânt> și eu i-am dat o întâlnire la mine, zic, hai la mine că avem pianul am da. Și el a spus, cu greu s-a lăsat. Și la un moment dat a zis, bine, vin, vin, duminică vin la tine. Și l-am așteptat o oră, n-a venit și atunci eu am plecat. <gânt> și ți-ai dat seama că s-a supărat, mai a făcut un scandal la o recepție, Eu sunt, sunt, să nu mă aștepți. Păi nu știu, eu sunt ministru. Și ce dacă ești ministru, mai stai puțin. Era duminică, trebuia da. să discutăm despre un spectacol pe care l-am făcut împreună. Asta e. Da. Dar eu cu el am avut momente de astea. Ne certam, după aia ne împăcam, iar ne certam, iar ne împăcam. Uneori ne împăcam așa, ziceam, dar de telefon și zicea, vino repede, interesele țării sunt mai importante <laughs> decât relațiile dintre noi. Era foarte simpatic. <laughs> da, țin foarte mult la spectacolele alea. Uh, au fost niște lucruri pe care am făcut cu foarte mare plăcere, cu foarte multă pasiune, uh, am îndrăzneala să spun că am avut și o, o contribuție la partea dramaturgică a spectacolelor. Uh, uh, și chiar uh, trebuie să recunosc că Pino, uh, a fost uh, un, un om extrem de receptiv față de cererile mele. Chiar dacă uh, instinctul actoricesc din el îl făcea ca uneori să nu respecte lucrurile pe care le pusesem la punct împreună și să facă altfel. Atmosfera și publicul erau altele. Ai avut o perioadă în care ai fost și profesor. Ți-ar ți place să fii din nou profesor? Eu, eu am fost mereu, adică m-am mai ocupat de oameni. De tineri. N-am renunțat complet renunțat. la lucrul ăsta. Dar profesor încadrat la Universitate o universitate de muzică, sau asta n-aș mai vrea. Nu. Crezi că e o structură ușor depășită? Nu mai știu, nu m-aș pronunța pentru că nu prea știu multe lucruri din, din, din bucătăria actuală. actualei universități de muzică, dar. Uh, uite, Marta Argerich a studiat acolo, a avut o, o clasă, o sală liberă ca să-și facă gamele mm. pentru concert. Și a spus că a fost uimită că a văzut alături uh, portrete cu Lipati și asta a fost încântată că ea l-a cunoscut pe Lipati, ea și cânta când avea 16 ani, parcă nu mai știu. Uh, și uh, totuși a fost uh, siderată că n-a văzut nicio fotografie cu Clara Haskell. Ne lăudăm cu Clara Haskell, da. dar la conservator nu avem drept model. Când te sui pe scenă, după atâția ani de scenă, Mai emoțiile oh. de la începuturi? Dacă n-am, nu iese bine. Poate de la începuturi nu. Poate nu mai mi se sau... tai așa picioarele sau. Dar uh, emoții, dacă nu am emoții, iese rău. Ai emoții pentru că uh, încă nu știi reacția sălii și aștept să vezi. Am ceva emoții cu față de lor. mine, în primul rând. Față am de emoții tine? față de mine, da? Și că, mă, am descoperit, sigur, am descoperit cu experiența, cu timpul, că sunt emoții de mobilizare. Cu câteva zile înainte începe să mă roadă. Că vine, că vine, că se apropie. Și astea sunt de mobilizare, să adună niște energii. Okay. Alea de înainte de -a ieși tu pe scenă, iartă-mă da, că nu, da. așa? Uh, alea de dinainte sunt, sunt scurte, intense, și să rup la un moment dat, ieși și spui. Asta, asta fie e ce o fi. Ai cunoscut mulți dirijori, ai cântat cu mulți dirijori. Da. Uh, cu care te înțelegi mai bine? Cu cei care vor să te conducă ei pe tine sau cu cei care te acompaniază ei pe tine? Nu, eu, undeva între asta. Eu, în general, mă înțeleg foarte bine cu dirijorii care sunt foarte muzicanți. Care știu multă muzică, și care preferă să facă cu mine, și îți dau seama că eu sunt genul ăsta de partener, să facă un fel de muzică de cameră. Sunt destui dirijori în lume care nu sunt foarte încântați să fie acompaniatori. Da. Și chiar citind o carte despre che, scria în cartea respectivă că che nu era încântat nu, dar, să fie dar, cu să Să fie acompaniator. Uh, totuși, nu crezi că un dirijor, în clipa când are un solist, trebuie să facă tot ce poate să-l ajute? Da, dar nu poate foarte multe dacă uh, partitura ansamblului orchestral îi impune anumite rigori. Pentru ca să-ți iei orchestra în mână, totuși, orchestra nu poate face rubatouri cum face un solist, nu poate să fluctueze tempourile cum poate să facă un solist. Un solist care habar n-are că orchestra are limitele ei, fuge nepermis de mult și e greu de prins. Și atunci, asigur că colaborarea cu orchestra este pe niște valuri, pe niște dune de nisip, să spunem, care își pot schimba forma de la un moment la altul. Dar revin, am colaborat și colaborez în continuare foarte bine cu dirijorii care sunt. Muzicieni, înainte de toate, care știu, tobo de carte în materie de muzică, care au auz bun și care apreciază foarte mult să facă un dialog cu solistul sau să facă, în cazul concertelor de Brahms, de exemplu, <coughs> să-l înghită în masa orchestrală și să facă acolo o sinfonie cu pian obligat, cum se cheamă în aceste concerte, în termeni muzicologici consacrați. Uh, am cântat cu mare plăcere totdeauna cu Emil Simon era un mare muzicant și un dirijor perfect. Știi că, știi că maestru Vardi la, cunoscut. la, la, la chiar mi-a mi zis la un moment dat, discutând într-o pauză, și îmi spune că am amintiri foarte frumoase legate de România și zice și de un dirijor, stă, s-a gândit și după aia ne-am luat cu vorba și la un moment dat când s-a terminat, eu, noi am plecat și a venit după mine pe hol și spune Emil Simon. Da, el a fost la concursul Enescu, da? Da. da. Uh, și uh, îți spun. Uh, da, M-am simțit Simon. foarte bine. Era cerut, Emil Simon era cerut de bar uh, soliști internaționali, uh, el și Elenescu, pentru că erau foarte buni acompaniatori. Asta nu se poate decât dacă ești un foarte bun muzicant, cred eu. Da. Și mai e ceva. Uh, trebuie să auzi uh, pianul. Uh, pentru că era vorba în principal de pianiști, dar și de violoniști și de alte specialități de solistică, dar în, în special pianul nu poate fi auzit bine de cineva care n-a cântat la pian. Orice Eli a cântat la pian, a cântat jazz în bar. Da, exact. Da, a fost pianist la o trupă de dans a lui Iris Barbura, de exemplu, sau Barbera. Uh, nu, Barbura. Uh, uh, Elenescu a cântat la pian și cânta și la bătrânețe, s-a așezat și cânta șansoane franceze și tot soiul de drăci și min, jazz. Min, minunat personaj. Minunat personaj. L-am iubit și îl iubesc în continuare. Simon la fel. Simon era un ascultător de jazz extraordinar. Țiu minte că era un regal să merg la el acasă după repetiție și să ascultăm împreună tot ce era nou în materie de jazz sau clasice ai jazzului. El avea o, o fonotecă foarte mare cu tot ce îi plăcea lui și îmi făcea și mie copii și le dădea uh, să copii, le am acasă. Copii private. Copii private, bineînțeles. Normal.